Săptămâna trecută, mare bucurie mare la Realitatea. Mogulul care l-a ajutat pe golănașul mic Nicolae Popa în exil a fost eliberat din arestul poliției. În acest timp, mama feneii, Ioana Maria Vlas, acordă un interviu genocară pentru Sorinel, copilul de aur al șmenului românesc. Au trecut de ora 1, este chiar ora 2. O fi scăpat săracul Sorinache din frumoasele celule ale DCP-ului. Îmi pare rău, Sorine, că ai ajuns unde ai ajuns, dar eu zău că am stat 5 ani la pârnaie și nu mi-a plăcut. Mă, și dacă te uiți așa la ea cât e de sinceră, mai că ți se rupe inima. Dar când îi făcea pe fraier să doarmă liniștiți ca să le șutească banii, parcă nu era așa de nepăstuită. Sorin Ovidiu Vântu în libertate este un pericol, că este în stare să întoarcă pe dos toată lumea. Faptul că acum vor să-l agațe cu această favorizare a infractorului, care zău e reală, dar este un vax față de ce a făcut înainte. Și legat de subiect, stimabil golănaș, avem o veste bună pentru adevărații oameni care se numesc Nicolae Popa. Dacă acesta este numele vostru real și scris în buletin, vă puteți înscrie pe kissfm.ro să răspundeți la întrebările din stenogramă și cârcotașii vă plătesc o vacanță de vis în Bali, în Indonezia, să vă fie extrădarea ușoară. Dimineața de dimineața asta ascultați Kiss FM, radio cel mai ascultat din țară. Avem pe colegii noștri la Kiss FM aici și pe locul Grubaru în fața lor. Incredibil, domnilor și domnilor. Ei bine, ia asta să vedeți. Stai că vreau să te întreb eu înainte de toate. Se acceptă înscriere la concursul ăsta și cu numele de Vântu? Nu că e inconsem la frontieră, dar... Mă scuzați, dacă îl trimiteți pe Popa Nicolae în Indonezia și are ceva de semnat înainte, mă ofer. Doamna Vlas, ați ieșit? Doamne ferește, ce să fac afară? Abia am pus pe picioare în închisoare un sistem de întrajutorare cu țigări. Îmi dai mie o țigară și primești nouă. E un sistem fumat, dar la români funcționează. Hai că am plecat. Hai, la revedere. La revedere, la revedere. Ai observat că doamna Vlas este un fel de contele de Monte Cristo? Ai văzut? Da, pe invers. E pe invers, să știi. E pe invers, așa este. Dacă o eliberează, sapă un tunel înapoi. Păi, da, doamna Vlas e doamna Vlas. Bebelușele noastre sunt silfide. Deci fac două bebelușe cât doamna Vlas. Hai. Iată, doamnelor și domnilor, damii, gospodari, signore, signori, ultima puntamenta de întâlnire la nivel înalt, mă rog, nu foarte înalt, cam 1,60 așa, între il principe del male, Silvio Berlusconi, și il caghebisto di caghebisti, Vladimiro Ilici Putin. Fare i primi ministri significa lavorare molto e anche stancarsi molto. Con, purtroppo, le cose gravi che sono successe per il caso in Russia, aveva potuto fare vacanze. Non mi ha voluto il предложение, потом по паре дней совместный отдых, потом попозже поговорим. Planuri de vacanță comună, zici? Unde? Pe insula aia lui Berlusconi cu tot felul de pipițe dornice? Păi dacă e așa, să luați și pe Traianel cu voi să vă aducă whisky-ul și coborele de gheață, mă băieți! Dar stați că Berlusconi nu se lasă, frate! Mai bagă una de-au clănțănit dinții în gura diplomațiilor europene. Mai nou, il cavaliere, după ce l-a făcut bronzat pe Obama și a bătut-o ca tractoristul pe spinare pe Angela Merkel, s-a apucat de spus bancuri cu Hitler. Sarò criticatissimo! Morale, dopo un po' che Hitler è morto, i suoi sostenitori vengono a sapere che è ancora vivo. Lo cercano dappertutto, lo trovano dopo le ricerche in un paese sconosciuto nelle Ande. Führer, devi tornare, la democrazia ha fallito, ti aspettano tutti e per tre giorni vanno... E lui dice sempre di no, di no, di no. Alla fine si convince e dice sì, però ha una condizione. Torno a una condizione. La prossima volta cattivi, eh? Porca miseria, amico mio Vladimiro, când am zis că o să trăim 120 de ani, am fost pesimisto. Хорошо, camara Silvio. Uite, azi e ziua noastră. Câți ani am împlinit? Că am uitat. Certo că ai uitat, amico mio, mai lasă cu vot că am împlinit-o 500 de ani. Iopt, vă-i umat, 500 de ani. Ce-ți dorești de ziua ta? Hai că sunt în toane bune. Da, siguramente. De ziua mea îmi doresc o... 20 de virgine. Nu-ți mai ajunge, niet. Aici nu prea sunt virgine. Dar ți-o trimit pe Lescova. Grație. Iar eu îți fac cadou, amico mio. Lasă pașolna turbinca. N-am nevoie de nimic. Dacă vreau ceva din Italia, până mâine eram la Roma cu Gașca, Armata Roșie. Mamma mia, Vladimiro,
Mai bine spune un bancă cu Hitler. Spune. Era, nein! Nein! Încetați cu glumele astea, șaize! Toată ziua bancul cu Hitler! Poate nu te bat ca la Stalingrad. Ah, tu cum vorbești! Iară gălăgie în sectorul ăsta! Toată lumea la cazane! Hai! Non e posibile! Încă 450 de ani la cazane! Mă fa în culo! Unde sunt dragii tovară și prieteni Berlusconi, Putin și Hitler? La miezul nopții, aici în iad, întotdeauna jucam o șeptică. Gata, băi, că o sar bătrân. Am mărit TV-ul la 84%. Am terminat. I-am terminat. Domnule, să știți că polițiștii mei intră iar în grevă, domnule. De când le-am tăiat salariile, nu le mai ajunge doar și paga. Băi, Blaga, ia întreabă-l tu pe Oprea cum se descurcă la apărare. Dar eu nu mai am soldați. Nu știți că am desființat armata acum 10 ani? Pardon, au mai rămas niște conserve. Păi bine, domnule, și dacă ne atacă ungurii, ce ne facem? Nem, ungurii atacă doar pe Vadim. Să știți că ungurii nici nu mai au pe unde să vină. De pe vremea lui Mitra nu s-a mai construit nicio autostradă. Aoleu, măi, Ancuța, dar bugetul de la transporturi pe ce s-a dus? Păi n-a zis să-l dăm la Euroconstruct. Am alungit pasajul Basarab cu 40 de kilometri. Așa e, madame Boagiu, am uitat. Băi, cine e acolo? Eu sunt Băsescule, Crin Antonescu cu guvernul meu din umbră. Ești, bă, la lumină, mă, dobitocule. Da! Au, ce lumină orbitoare! Ce să zic, un guvern de moli. Lumina! Stingeți lumina, boșorogilor! Ce zice? Să stingem lumina! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Dar ce sărbătorim, nuții, dragă? Ți-ar whisky-ul al naibii. Cum ce sărbătorim, Traiane? Nu ieșea Boc la pensie la 65 de ani, cum am decis în 2010? Oh, Doamne, au trecut 2 ani! Păcat, domnule, că n-am mai prins petrecerea, așa îi plăgea lui să spargă balonajele cu coasa aia lui. Dacă știam, îi pregăteam cârtoșcola cu colivă. Ce mormântare frumoasă a avut! Da. Cu 21 de salve! Opra, încetează! Băi, Nuții, acum stai tu aici. Ia loc. Măcar așa de ochii presei. Mersi, Traiane. La fel ca Putin, ești un prim-ministru foarte bun. Să română. Să începem ședința. Da. Doamnelor și domnilor, iată că show-ul nostru a ajuns la final. Pe cine va alege Burlescul? Să ne reamintim câte fete s-au înscris în competiție pentru a-l cuceri pe Cătălin. Love is in the air. Urâtă. Încrezută. Aole, ochelaristă. Vai, neepilată. Cu nasul pe sus... Vai, cu nasul și mai pe sus. Groaznică. Vai de mine, alta prea mică, altă ochelaristă. Vai de micheală. Aoleo. Vai de varză. Nașpa. Vacă proastă. Vaco. Miros urât. În emisiunea noastră, Cătălin le-a dus pe concurente în cele mai frumoase locuri. Le-a plimbat cu balonul. S-au suit în căsuța din copac.
Cătălin a dus-o pe Ruxandra chiar și în Germania. Iar Magdalena a fost aleasa lui pentru un zbor cu elicopterul. Ce clipe minunate, doar la Burlescul! Cea mai neplăcută fază din emisiune a fost când printre fete a venit Bianca din Plastician. Cătălin, te iubesc foarte mult! Ba, eu te iubesc și mai mult! Ba, eu te iubesc până la cer! Eu te iubesc până la satelit! Eu te iubesc până la Alpha Centauri! Eu te iubesc până... îmi dai bani! Urâtelor, Cătălin este numai al meu! Ți-e făfeită! Își dă numai aere! E venită cu pluta, dragă! E coborâtă din arborele de cauciuc! E... să te sparg! Ce? Ce? La propriu, nu la figurat. Până la urmă, Cătălin a trebuit să aleagă. Cine a rămas oare cu Burlescul? Mamă! Ce m-am odihnit! Am dormit buștean! Gata filmarea? Eu de unde mi-au banii? Gata, stop, mulțumim, strângem camerele. A fost un show minunat. Nicu, recuzita, hai să strângem. Nu, dragul meu, tu mai rămâi aici. Aleluia, aleluia, la una dintre mănăstirile patriei au fost filmate aceste imagini care surprind un stareț ce s-a apucat să întărească zicala să faci ce zice popa, dar nu ce face popa. Iată cum părintele stareț Chiocoșin Kai Macarie execută numai o cotobigheri în gură și karate pe grumaz pe spinarea unui posibil hoț. Mamă, dar ce fan Badea, șef de mănăstire, n-am mai văzut până acum. Si dă-i și luptă și rupe-i dinții. A urmat ancheta bisericii, unde popa a fost scos sutană curată. Consistoriul monahal a stabilit că bărbatul ezită în a-l identifica pe părintele protosinghel Teotim Popa ca fiind autorul cert al agresiunii săvârșite asupra sa, în împrejurările prezentate de materialul video incriminator, declarațiile sale verbale fiind mai degrabă confuze și inconsecvente. Păi dar la câte a încasat amărâtul pe spinare, era greu ca el cocoșatul și desfiguratul să mai fie și coerent. Era imposibil de-a dreptul. Așa că în anul 2010, după tragedia de la Tanacu, iată-l și pe părintele Cichician Pafnutie cum își face dreptate. El este aproape ca Sfântul Gheorghe caftin balaurul în stil kung fu. Ia să vedem, dumneata tataie, numele. Popescu. Cauza decesului? De foame, Sfinte Petre, de foame. Deci inaniție. Nu, de foame, de foame. Așa îi zice inaniție românește, care cred că soarele se învârte în jurul pământului. Îmi pare rău, matale, ai greșit etajul. Mergi, te rog frumos, la subsol. Dar am fost foarte credincioasă și n-am păcătuit. E adevărat, fiule, dar îți aduce aminte cu cine ai votat anul trecut? Am votat. Naiba m-a luat. Îmi pare rău. Iată-te, poarta raiului. Unde naiba am ajuns? Aoleu, părinte, dar ce s-a întâmplat? Doamne, iartă-mă. E să mă ia dracu dacă știu. Cred că mi-a pocnit o venă la cap când îl băteam pe tăntălău ăla de Enoria jos acolo. Apropo, chiar el a trecut pe aici? Nu, este încă internat, dar să știți că la cum e un spital din România, sigur, cred că nu mai durează. Bine, hai, dăm drumul că mă duc să-mi arăt bunorișor mai bun, hai. Părinte, vă rog frumos, este o neînțelegere. Dumneavoastră trebuie să mergeți la subsol. Vă ce rog foarte mult. Bă, ia vă una după mine, poate nu-ți bag cheile alea undeva. Ia, bă, ce-i de bandat asta aici, bărbosule? Ăla e norul meu. Îngeraș, bătaia e ruptă de rai, nu? Băi, vă rup să mor eu!